Ok, Cristina, pornim într-o nouă călătorie de îndrumare a părții subliminale a lui Matei. Da. A vorbit Ceva. Înainte. Ceva mă încearcă să mă strângă de gât. Da. Hai că zic repede. Deci am vorbit înainte cu mama. Este cu noi. Acum îți iei o poziție cât mai comodă, relaxată. Ascult vocea mea și numai vocea mea din afara ta. Fiecare număr pe care îl rostesc, tu știi ce ai de făcut. 7. 6. 4. 1. Acum, Cristina, voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Matei. 1, 2, 3. Da, Eleonora, am intrat într-o rețea. Deci este o, ca și cum ar fi o rețea neuronală văzută la microscop. Da. Sunt puncte, sunt niște pete de energie înconjurate de ceva electric, iarăși conexiuni, iarăși conexiuni. Ieși afară de acolo, ca să vedem ce e. E rețeaua la care este conectat Matei. Aha. Da. Da, este deci clar o rețea tipică de control mind prin jocuri pe calculator. Așa, stai să mă retrag cu totul. Da. Scos capul afară, mai sunt în Da. Da, este în fața mea. O identific partea subliminală. Îi spun că am venit aici să lucrăm cu ea și pentru ea. Spune că da, fie, dar spune, deci eu fac regulile în acest joc, spune. Și zic, bineînțeles că tu faci regulile. Păi suntem, zic, în sfera ta energetică, da? Și lasă că zic că mai trimis la conexiune. Spune, am vrut să vezi cam câte persoane sunt care, ca mine. Spune, pentru că ea, adică mama, știi? Da. Ea consideră că nu este ceva bun, sănătos, dar uite că sunt mulți ca mine. Ăsta este viitorul. Și zic, nu, ăsta este viitorul. Zic, viitorul știi care este? Viitorul este ca tu să încet, încet să îți tragă bucățile din tine și să te trezești blocat într-un android sau într-un cyborg. Și ei te pun în cui și când o să aibă nevoie să te conectezi la o minte stup, așa și să faci acțiuni sau clonele tale, zic că vei te va conecta, da? Și zic, dacă din corpul ăsta din care ești și din alte corpuri în care ai fost, deci tu te-ai născut și ai murit, acel corp este, pentru că este făcut cum este făcut, este nepieritor, artificial și zic, nu vei mai avea niciodată posibilitatea să fii între vieți și să conștientizezi și să pleci în acest plan și să te duci în treaba ta. Și da, să experimenteze liber, să facă ceea ce dorește, ceva ce ar dori. Și spune, păi, multe civilizații sunt așa. Și zic, da, dar pierzi din vedere un lucru. Când spui, zic că te-au instruit bine, ți-au făcut spălare. Plisimum ialu, spălare pe creier. Așa zic, bine, de tot. S-au conectat la mintea ta. Zic, mintea ta nici nu mai arată ca o minte. Arată ca o bucată a acelei rețele, da? Nu mai este un corp mental frumos, sănătos, cum au părțile subliminale. Și zic, nu te gândești când ai vârsta care o ai? Până când o să fii mare, o să crești mare, ce o să fii? Spune, decât să mă conectez la rețelele tatălui, mai bine aici. Asta nu este o soluție.
Asta vreau să spun, că nu este o soluție, da? Zic, poate evita și asta și cealaltă. Zic, Exact. practic, da, zic, practic, dacă mă uit bine la scenele din viața ta fizică, zic, tu nu mai ești Matei, da? Zic, tu ești ăla din joc care circulă în pielea lui Matei prin casă, nu e așa? Și zic, din păcate, zic, n-ai numai un singur avatar acolo. Sunt mai multe avatare. Deci are 6 avatare aici, în fiecare. Deci 6 avatare care sunt clone, care virtuale, da? Eterici, da. Da, nu e nevoie să-i facă clone fizice, da? Da. Pentru că are clone virtuale, da? Da. Probabil părțile subliminale la un moment dat au început să respingă cu conștientizare de 15-20 de ani, să știi, de aceste clone, știi? Și au început să respingă ideea de învierea unei clone sau unele mai bazate pe ele. Și atunci s-a apărut chestia asta, da? Deci, Da. practic, suntem anulezi. Deci un Matrix, încă un Matrix și încă un Matrix, da? Pune Matrixurile una peste alta, găsește parte subliminală, gaura, dacă mai există, să ieși, da? Da. Ok. Oftează. Da. Da. Auzi, Cristina, putem să facem, uite, o chestie ca să se vadă în viitor cum ar ajunge? Să mergem pe linia temporală asta? Arată ca un luptător de gherilă. Deci are Da. un costum negru și are și o mască aici, înțelegi, cu pe nas așa, neagră și știi, cu ochelari mari. Da. Tot este îmbrăcat în negru și are echipament, arme de Da. luptă. Da. Și spune, mi-ar place să fiu un gardă, spune, dar cred că este vorba de trupele acelea din Franța. Aha. Regiunea străină. Străină, da? Da. Spune, aici se plătește foarte bine. Da. Și zice, și ești tânăr și ai bani, spune. Apoi mă pot ocupa de toate. Și zic, nimic mai greșit, zic, în legiunea străină, zic, ai să ajungi desufletizat. Da. De tot, zic, ai Da. să ajungi. Zic, cele mai mari și mai dure programe pe Europa, cel puțin acolo sunt. Da? Da. Mai departe? Să fac o acțiune, de exemplu, să vadă dacă, să zic, să vrea să iasă de aici, da? Din această scenă, din această linie temporală, să vedem dacă poate. Din corpul, din avatarul ăla. Nu, nu poate. Nu poate. Ce zice Dar nu partea este sublimă? avatar, este o proiecție a lui mentală peste Așa. câțiva ani. Da. Da. Ok. Se pare Deci că s-a deja. informat în legătură cu asta. Da. Da. Și vrea partea subliminală așa să stea blocată? Adică îi Spune că nu o place vede ca un condiția asta? blocaj, o vede ca o ordine. Înțeles. Da, bun. Bine. Acum, dacă toată discuția asta a avut loc, deci s-au dat toate pe față, am văzut cele 6 avataruri pe care le însuflețește acolo, da? Plus un set de alte 4 care dorm, Da. așa, și care sunt invizibile din cauza unui blocaj, sunt gata oricând să plece în rețea și să se conecteze cu alte creiere și să le aducă în același stadiu, da? Așa spun părții subliminale să analizeze ce are în sfera energetică, da? Da. Pentru că sfera energetică acestei părți subliminale seamănă în sine cu o rețea, cu noduri, da? Da. Așa, și în spatele solicitantului nostru sunt două ființe care Da. parcă îl flanchează, da? Da. Pe când înăuntru, un monitor cum ar veni înăuntru, deci este ca un portal, știi? Da. Răsucit. Așa, deci acolo vedem un oarece responsabil.
E legat Așa. de ăștia doi, două ființe Adică din afară. se pare că îl controlează și prin mintea parazitată, dar ăștia doi, deci, sunt responsabili, păzesc, cum ar Da, veni. păzesc. Și Da. înăuntru este alt răspuns, este Da. responsabilul, de fapt. Da. Deci sunt două suflete care sunt deja prinse unul este cyborg și unul este android. Cei două, cele două ființe. Da. Cel din cyborg s-a numit cândva Setuh. Da. Așa, iar celălalt care este android. Da. Închipuiți-vă o ființă cum este androidul de pe telefon, verde. Da. Deci, așa, un robot verde, da? Și deci aici are cască și și-a ridicat viziera de la cască și se vede o oarece față, da? Și se numește Hima. Hima. Da. Da. Deci, Hima, da, Hima se aude. Așa. Așa. Să se întoarcă spre ei. De fapt, să le ia să îi pună să vină în fața lui, da? I-a spus, este sfera ta energetică, nu uita ce dorești, asta se întâmplă aici. Tu ai putere, tu conduci. Da. Și acțiunile, ceea ce dorești tu să faci. Dorești să te dezlegi de această rețea de jocuri, te voi ajuta. Nu dorești, îți voi respecta opțiunea, da? Dar tu singură vei hotărâ cum este mai bine pentru interesul tău. Așa. Deci i-a pus în față și da, îi întreabă Da. celălalt și Da. spune că ajută să se fixeze bine conexiunile mentale cu elementele din joc. Deci să se ducă în acea bandă unde Da. trebuie și uneori să câștige, da? Și spune că nu este un lucru rău, spune Androida. Spune, nu este un lucru rău, că noi te ajutăm să câștigi. Așa. La care Android, Și cyborg. cyborgul, da, spune, eu îți dau puterea, furia. Așa și te învăț strategie. Și deci stă și analizează și cade pe gânduri partea Da. subliminală, da? Și zic, de cât timp nu ai ieșit afară, la aer curat, zic, să observi că în jurul tău sunt ființe și plante care așteaptă iubire de la noi. Pentru că ele ne purifică aerul, ne dau iubire și tu stai închis în fața unui ecran virtual și îți dai bucăți din tine pe aici. Și în întuneric. Da. Da, parcă este, asta este datorită unui implant mare care îl are. Deci este ca o cască neagră, exact ca în acțiunea aceea de gherilă. O cască neagră, dar lucrată foarte, foarte fin, da? Așa, și zic, ia dă-ți jos casca aceea ca să discut cu o parte subliminală cu un corp normal. Deci zic, mă vezi pe mine că am vreo cască? Și spune nu. Și zice, bine atunci. Ăștia au început să țipe la ei, să văd Da. și fereze că să nu mă asculte, că nu este bine ce fac, eu nu îl învăț de bine și când va intra din nou cu ei o să piardă mereu, Da. așa, la care eu le spun așa. Ați uitat că sunteți lumina din lumină pură. Așa și v-ați lăsat Prinși. băgate, prinse în așa ceva. Încerc să văd de unde provin, să văd proveniența lor sau cum s-a întâmplat. Da. Deci ele vin de pe o linie temporală din anul 8023. Și zic, deci voi ați intrat într-un univers virtual, aleatoriu, posibile variante a universului local în care trăim și zic, v-ați lăsat conectate acolo, da?
Și zic, vreau să vă spun că eu am venit în legătură cu foarte multe conștiințe trezite, așa, și o să mai vin de acum încolo și o să trezim, așa, foarte mulți prin informațiile noastre care le dăm, și viitorul nu este ăsta pe care v-au mințit că este, va fi. Din potrivă, parte după parte subliminală se va elibera și jocul vostru se va sfârși. Da. Și spun, pentru voi însă nu o să mai fie nicio șansă. Pentru că odată prinse în singularitate, părțile subliminale nu mai au șansa să mai primească, să mai conștientizeze. Mintea nu mai este a lor. Spiritul stă deoparte, este pur și simplu sufletul prins acolo. Zic, unde este legătura cu conștiința voastră adevărată? Deci, este ca și cum este secționată complet. Da. Așa, și zic, n-are cum să fie secționată complet. Da. Undeva, zic, o legătură cât de fine pentru voi trebuie să existe, pentru că voi, practic, sunteți și conștiință, da? Nu Da. poate, nu poate nimeni, nicăieri, în niciun mod să te izoleze de ceea ce practic ești. Deci își găsesc ambii conexiunea. Da. Așa, și ceva se întâmplă, știi? Da. Deci, ca și cum s-ar reconecta. Se desfac mustăți, filamente, știi? Da. Care caută și alcătuiesc tuburi, tubulatură, înțelegi? Da. Deci, se conturează cilindri fini, ca niște vase capilare, știi? Adevărați, adică. Da, bineînțeles, ca și cum ar... imediat sunt înconjurați de alții negri, care tot așa crezi din ei, știi? Da. Și cum să spun, parcă omoară acea lumină, știi? Da. Spus, dacă vă tăiați legăturile, așa, cu acea conștiință neagră complet, au plecat. Au I-a plecat? luat. I-a luat ceva. I-a Ceva luat i-a ceva. Da, de conexiunea i-a smuls de aici, așa, și au dispărut. Deci Partea neagră i-a luat? S-a deschis un fel de portal mai mult fumuriu, știi? Și au fost absorbiți acolo. Deci partea Așa. subliminală este foarte speriată. Da. Așa, i-am spus, acum uită-te în interiorul tău și zic, de toată frica aceea afară pe care ai produs acum. A curs, deci am văzut efectiv în corpul emoțional, curgând ca și cum ai pune într-un pahar cu apă transparentă o picătură de cerneală, știi, se difuzează în tot plexul solar, în dosul Da. inimii energetice, zic, curăț-o imediat prin intenție, toată să iasă afară. Cu mâinile, cum dorești tu, cum găsești chestia mai bine pentru tine. Da. În momentul când a scos toată această frică afară, deci, practic, această energie difuză, deci se lipise de ceva care era în... Deci, de la splină o palmă mai jos, știi? Acolo în abdomen, pe dinăuntru. Deci, este un fel de braț. Da. Ca un braț din acel material moale, știi, care îl au cyborgii. Și zic, uite ce tu pe o zi te pune să crești propriul viitor costum din energia neagră pe care o prelucrezi tu. Și zic, astfel are și semnătura ta energetică inimitabilă și tu inițial te simți confortabil și accepti Da. să-ți... Zic, asta este metoda prin care îi atrag... Zic, scoate tot, știi? Și Da. deci a tras cu putere acel braț și a făcut un pliosc, știi? Da. Deci s-a desprins cum ar veni, da? Da. Și zic, curăță orice alt sentiment de joasă vibrație există în tine. Zic, în primul rând, ca să știi că în dosul izolării unei ființe în fizic, se așa, după observațiile mele, nu zic musai că știu eu tot sau am dreptate, da? Deci se află o ființă foarte nesigură pe el, da? Căruia viața îi se pare foarte grea și atunci își creează, se refugiază în virtual, da? Ca să nu dea piept cu viața în fizic, cu toate bunele și relele ei, da?
Zic, la urma urmei, ai venit într-o experiență. Da. Și noi, părțile subliminale, suntem responsabile, da? Deci ne-am atât de responsabile încât uneori unele stau veacuri prin încarnare ca să-și termine această responsabilitate. Este adevărat că de responsabilitatea asta, care este caracteristică sufletului, se folosesc mereu entitățile. Da. Dar de data asta tu știi adevărul cu ajutorul nostru că am venit aici și deci tu poți să elimini această chestie, da? Da. Să fii responsabil prin tine și pentru tine însăți, ca partea subliminală, nu pentru alții, da? Pe ceea ce simți tu și pe ceea ce o să vezi până la urmă că este bine. Și spune, eu nu știu cum de-am ajuns în stadiul ăsta. Și zic, însuși limbajul tău, stadiu. Stadiu, zic, Da. este stage din joc, da? Și spune, nu știu cum am reușit să ajung în situația asta, da? Și zic, dar tu știi foarte bine, pas după pas, da? Zic, un pas îl adâncește pe celălalt, da? Zic, dar nu este nimic pierdut. Uite, tu ai venit, încă nu ești cyborg, încă nu ești android, nu se va deschide niciun portal ca să te răpească. Și, din potrivă, tu o să le dejoși lor toate planurile, da? Că Și a ajuns la spune, timpul potrivit aici. dar mai pot spune. Bineînțeles, Zic, orice ce poate. crezi? Că avea o bucată neagră, zic, în abdomen, nu este sfârșitul pământului anules. Pentru că, zic, este numai o bucățică. Și zic, vreau să analizez cu atenție acel, nu-i pot spune implant, pentru că este ceva care crește odată cu el, știi? Parte din el. Mai degrabă ca un organ suplimentar, aș putea spune, știi? Decât implant. Deci o creație proprie după un program care nu este propriu, da? Și zic, uite, acel program care te-a făcut ca tu să adopți în structurile tale această materie neagră și să o modelezi după programul lor, zic, scoate-o acum afară. Scoate programul, dezinstalează-l pentru totdeauna. Așa. Și zic, cheamă responsabilul care ți-a introdus acest Brațul program. ăsta, ce era? Programul, adică, zici că brațul s-a format după aceea. Așa. Da, este o echipă. În față este un fel de ceva de grad mare, este zeta reticulian. Mai sunt grei, sunt șase, flancate de șase grei, dar ăștia sunt mici și pricăjiți. Așa. Și tocmai în spate, deci se arată draconian și reptilian și ceva care se recomandă dintr-o rasă Hadaz. Parcă am mai Poate. vorbit, am mai întâlnit rasa asta. Este țepos la cap. Adică are ochii E o mari rasă de, veche. da, de broscoizi, Da. așa, de broscoid și are țepi. Da. Are piele cu țepi Da. pe cap, se ridică. Parcă respiră prin cap, știi, cam Da. așa. Ca boneta. Da. Așa. Deci sunt trei, practic. Adică avem draconian, reptilian. Patru rase. Bine, da, reticuli, un draconian, un reptilian și un rasa Hadaz. Da. Ei sunt cei care donează în ADN-ul universal particula lor care apropie mult, este ca o oglindă, Da. înțelegi, în ADN, ca și cum a determina ADN-ul unei ființe să nu mai lucreze după propriile reguli scrise de la Da, creație, coduri. ci la un moment dat, deci ar face niște șunturi și deci ar recrea o secvență și acea secvență ar fi conectată la altceva, știi? Deci Deci ei, ăștia zic, modifică. așa cum noi, deci, conținem
molecula. Da. Deci, la în corpuri care se atașează, că vezi că nu în toate se duce sufletul. Să ducă. Deci așa s-ar duce în toate și da, da. Ar fi universul evraiște, știi? Da. Așa au ceva deosebit cum ar veni, da? Da, da. Se pare că nu mai vor de, spune, de echivalentul terestru a 320.000 de ani. Ei nu vor să mai dea pentru că le afecta lor înșiși donația. Asta este ca și cum ai lua măduvă osoase pentru transplant în continuu de la cineva și starea acelei persoane se înrăutățește, știi? Da. Adică s-au degenerat cumva Da, ca rasă. da, da. Adică spun că ceilalți știau foarte bine că s-ar putea să aibă și acest efect pentru că înainte de a se aplica programul fizic propriu-zis, a fost aplicat virtual cu N posibilități. Simulări s-au făcut, da? Da, așa. Și știau foarte bine, spune, dar încă nu rup alianța. Zice, dar nici bine nu suntem cu ei, spune. Adică, spune, noi ne aflăm aici datorită faptului că încă retrospectiv se mai utilizează ADN-ul, spune, dar practic să supraveghem, spune, sau să limităm prostia făcută. N-am înțeles. Zice că au avut de-a face cu rasa umană și cu umanoizii multă vreme, dar că ei s-au retras de mult din alianțe. Spune că au avut implanturi fizice, ei lucrau pe implanturi fizice cu rasa umană și celele, dacă mai sunt, care au implanturi fizice, deci sunt inactive sau sunt scoase, care au reușit să le scoată. Până când au pus aceste implanturi rasei umane? Can. 1955. Deci de atunci au încetat să mai pună. Da. Și au extras ce a fost de extras. Spune că practic vezi că ei de asta lasă, că spune tot asta. Da. Ceilalți sunt cam nervoși. Spune că de asta se lasă, de exemplu, mass media, ca noi să aflăm de implanturi, că sunt fotografii și așa mai departe. Pentru că ele, practic, le aparțin lor, marea majoritate, care se descoperă de accidental. Da. Dar spune că niciodată n-ar recunoaște, să spunem, pe față, dacă ar fi un implant activ, Da, înțelegi? da. Care, a cărui cercetare ar conduce undeva, Undeva. Știi? La un program sau la ceva top secret, știi? Așa că ceea ce se descoperă, spunea, practic sunt ale noastre și cum ar veni sunt deja moarte. Adică nu e junk. Da. Așa. Ei nu sunt o rasă care au suflete, dar sunt o rasă cu conștiință și cu, deci, și cu spirit, da? Și cumva au conștientizat că practic asta nu este o soluție. Și spune că le repetă și la ăștia, știi? Da. De sute de mii de ani, dar nu vor să înceteze. Și că mai sunt rase ca ei care s-au retras. Și spune asta să nu credeți că practic, deci uite cât este de sincer. Da. Noi suntem o rasă benefică pentru voi. Da. Spune, practic nici rasele voastre, spune unele, care sunt suflete, spune, vă parazitați între voi. Da. Dar, te spune, deci și noi ne mai aflăm aici pentru că trăim tot cu energie din furturi de energie de la... Și zice, practic, trăim așa pentru că lumile noastre au fost distruse, da? Și deci noi ne aflăm într-un impas, să spunem, planetar, da? Da. Deci, conexiunea pe care o aveam acolo pe planeta, în micuța noastră galaxie, zice, nu mai există ca să ne hrănească energetic. Și atunci au Atunci, trebuit să se reorienteze.
Își spune că totul a fost nimicit de aliați, chiar. Dar au fost nimicit de aliați pentru că ei vroiau practic să iasă în față și să rupă toate acordurile, toate Da. contractele, știi? Își dăduseră seama Da, și... da, da. Și, De bineînțeles, ce? ca să-i oblige să rămână în alianță, le-a distrus sursa. Da, da. Da, frumos. Și între partea subliminală, zic că ție îți place ce auzi? Da. Lăsa capul în jos. Și zic, vezi cum ne consideră entitățile pe noi baterii de energie, da? Lor nu le pasă că ne doare, că plângem, că avem vieți grele, ceea ce simțim, că suntem, anulez toate astea ce spun acum, Da. că, ca să explic, așa, deci că suntem distruși poate emoțional, așa, de la vârste practic, din ce în ce mai Uite de fragil, copii. așa, și zic, lor nu le pasă că te naști, că mori, că niciodată nu îți faci pe toate, că te desparți, că nu mai ești în familia ta de esență cu care ai venit la experimentare, pentru că ei nu simt absolut nimic. Da, ba mai mult creează situațiile astea, da? Că le este lor un folos. Pentru că se hrănesc cu acest tip de energie. Da. Și zic, devenind un cyborg, care mai devreme mi-a spus că nu ar fi ceva musai negativ, da? Așa zic, vei fi tot timpul practic în slujba lor. Da, programele astea. Zic, deci ai două variante acum să alegi. Să stai în lumină și să fii din lumină pură, cu toate derivatele ei, și să te duci la întuneric, pentru că ăsta este întunericul minții, implicit întunericul conștiinței, și o să fie și sufletul, părțile tale sufletezic implicate acolo, vor fi cu lumina stinsă, da? Da, și practic va ajunge rece și imobil, da? Da. Și zic, tu știi că sunt variante de ființe de astea? Dar altfel, zic, în alt program, și spune unde sunt. Și zic, uite-te la arhanghel și îngeri. Da. Care Spune, nu pot face nimic, sunt imobili. da, da, spune, vai. Execută ordine. Și zice, atunci eu chem în fața mea, spune, toate clonele mele virtuale, da? Și zic, cheamă în fața ta și sufletul tău virtual care împarte energie de la tine, esență originală, spre asta, da? Da. Deci a venit sufletul virtual, este practic o ființă identică cu corpul energetic Da. al subliminale. Sunt față în față, da? Da. Numai că celălalt corp energetic, știi, deci pare a fi făcut dintr-un metal. Și zic, să știi că nici măcar toate rasele astea, zic, nu beneficiază. Și ele sunt pioane într-un program. Să nu crezi că dacă ei au instalații, au tehnologie, să facă războaie, să dau cu fundul de pământ, adaug eu, așa, și fac nu știu ce, să zic, să crezi că ei creează atot puternici, fac și drept. Zic, nu, energia lor, zic, practic, toată creația este supravegheată de sus. Da, spune, de un ochi atent, spune, îl văd. Zic, acela este demiurgul, da? Zic, este arhonul șef și este ceea ce face toate astea, da? Da. Așa cum civilizația lui Dumnezeu și-a blocat sufletele indivizii ei în ea, zic, așa vor să facă și ăștia. După ce s-au luptat secole ca să fure de dincolo suflete unii la alții, Da. și-au dat seama că, așa zic, au început să duplice. Au duplicat totul, da? Creația originală cu tot ceea ce este ea și așa mai departe. Așa, deci a dat o comandă ca să vină toate aceste clone, da? Da. Dacă clonele cele șase sunt mari, Da. așa, este sufletul virtual, practic. Deci, în momentul când un ins joacă sau lucrează,
multe ore pe calculator. Deci noi dăm fotoni la Da. orice creăm, da? Și o pâine dacă o frămânți, un tablou dacă îl pictezi sau Dai orice. Da? ceva Deci pleacă dai. foton da, Da, din tine, în da, da. creație. Și atâta timp cât va fi acea creație, fotonii aceia vor fi acolo. Da? Da. Asta dacă nu știi metoda, să ți-i chemi, da? Să rămână practic, să ții amprenta energetică de pe ce ai creat, fotonii din ceea ce ai creat, da? Și spun, uite, deci este sufletul acesta, dar nu are consistență, parcă este făcut din pixeli, exact, cum sunt microimaginile, știi? Da. Așa și, dar nu au lumină acești pixeli, cu mare lumină interioară, adică curcubeu de culori, știi, partea Da. subliminală. Dacă analizezi structurile micro, știi, de cum sunt făcute, este un curcubeu de culori, pentru că lumina în sine, ca energie, deci Este face să descompus. arate, da, face să arate în forma asta, da? Așa, și-a creat acest veșmânteni. Pentru, iar celălalt este ca o replică, da? Și atunci este format din unitățile lor, da? Da. Așa. Și deci ia prima dată și prima dată să purifice. Deci să-și retragă de aici toți Fotoni. fotonii și este compozit de acum și aspectele, da? Practic fiecare clonă activă din cele șase are câte un aspect. Știi, lipit, ca și cum Da. ar fi o, să spunem, pe fața unui manechin, este lipit un afiș care îi dă o anume fizionomie. Așa sunt și ei. Dar asta este o chestie făcută acum, în grabă, înțelegi? Da. De, dacă le dezlipești aspectul, Afișele. da, ei sunt ca niște entități, care e reptiloi, care e un Da. fel de ceva așa, un monstru, ca un câine cu niște umeri uriași, așa, și cu Adică gheare. ca personajele Da, care le da. avea acolo, da? Avatarele Da. alea. Și trei sunt soldați. Unul e de tip Rambo și așa mai departe, Rambo. Așa. În fine. Și nu vreau să descriu că n-are niciun rost. Deci îi spun să-și purifice această materie care vine înapoi și să o încorporeze, practic să se reîntregească. Zic, acum dacă ai făcut operațiunea asta, chiamați toți compoziții, toate particulele, toți fotonii, toate aspectele din orice viață de pe toată linia ta temporală. Și zic, nu știu, nu știu de ce zic eu. Eu zic că situația asta a mai fost odată pe Terra. Cu, deci, încercarea de captare a sufletului într-un corp de asta și spune că da, și are așa mai fost odată la aproape de sfârșitul lui G2. Dar nu a fost așa accesibilă tehnologia Da. de conectare ca acum. Adică acum este o chestie în masă, da? Da. Pe atunci spunea Era. grupuri individuale, adică Da. erau unii aleși pentru că erau încă în putere mai multe civilizații, știi, Da. fiecare cu gruparea ei. Acum este un amalgam și ceea ce pot să facă ei este să colaboreze pe total, așa cum i-am găsit. Da. Și zic, uite, purifică-le după aceeași metodă și reunește-te ca să fii puternic. Spune asta dacă dorești. Dacă tu dorești să-ți lași părțile pe undeva, fotonii, că tu crezi că îți vine informație bună de acolo sau te poți întoarce pe această linie, Da. conexiunea dintre inima ta energetică și așa, zic, este iarăși problema ta. Spune nu, nu vreau Da. să mai las pentru că, spune, am descoperit că memoria mea este foarte mare și spuneam o sumedenie de amintiri în ea, da? Și spune că, deci eu pot să văd acum că am fost de foarte multe ori în multe vieți. Și Da. zice, n-are niciun rost să las o parte din mine în fiecare Da. viață, pentru că, spune, m-am împrăștiat și nu m-am mai dat seama de mine.
Așa, foarte bine. Bun. Zic că este timpul ca tu să te uiți, așa, și să-mi spui, de exemplu, în aceste 10 clone, 6 active, da? 4 inactive. Vreau să spun că dacă cele active sunt mari, sunt monștri de Da, ăștia, cum ți-am spus, mi-ai și descris. cele inactive atâta sunt, micuțe. Așa. Pentru că n-au primit. Într-un termos, da? Da. Conexiune cu sufletul a avut. Este, da. Așa. Deci ele sunt vii, dar sunt într-o stare de comprimare și de stază. Da, nehrănite. Pentru că sunt clone eterice, dar nu sunt clone fizice, deci virtuale. Deci nu sunt clone fizice, da? Așa. Și deci ele pot fi puse, să spunem, pe o schemă și aduse la mărimea normală oricând. Adică, dacă din greșeală, accidental, o parte subliminală ar prinde de veste și s-ar deconecta de una din cele 6 sau două, deci ar fi, sau de toate 6, na? Dacă nu, de exemplu, dacă nu lucram acum cu atenție, cele 4 clone ar fi rămas acolo, dacă n-am fi căutat, știi, dacă sufletul este întreg orba. Așa, cele 4 rămâneau acolo și se reconecta iar și iar, da? Și apoi, deci, l-ar fi adus în stadiu în care ar mai fi dat iarăși și ar fi recreat sufletul virtual, așa, și poate iar mai făcea mai multe. Pentru că cu cât sunt mai multe, deci atât a permis partea subliminală. Când sunt mai multe, e dacă ar putea, ar Ar împărți crea. sufletul în 1000, în 10.000 de aspecte, l-ar face bucățele. Cu cât este mai împărțit, cu atât este mai slab. Păi da. Cât este mai slab, nu are legătură cu conștiința și cu spiritul. Cu cât nu are legătură, nu-și dă seama cine și ce este și ce caută acolo. Da. Așa. Bun. Și aduna, deci zic cum te simți acum. Spune, mă simt bine și spune toată furia aceea, toți nervii aceia interior de mine care parcă mă măcinau, au fugit. Și zic, ea spune, de ce ca și corp fizic în ultimul timp te îngrași? Ultimii ani. Și spune, este și un factor anume în ADN-ul meu, spune, este o secvență care nu aparține corpului meu, ci aparține unui corp mai mare. Și spune, cred că este o pregătire ca și cum eu ar trebui mai încolo. Și zic, uite-te pe linia ta, pe karma asta, de pe viața asta, care o să o terminăm în curând. Așa, uite-te dacă tu trebuia să animezi în plus și o clonă fizică. Spune, poate că nu una, mai multe. Așa, prin natura voinței mele, adică ceea ce vreau eu să devin, spune. Așa. Și zic că în mod repetat, în acest moment, îți faci un program de eliminare sistematică a tuturor elementelor din acest program. Străin. Celulă De cu străin. celulă, da? Zic acum în eter. Elimin toată semnătura energetică. Așa, programul în sine îl scoți și îl arzi, da? Dar corpul tău, fiecare celulă a fost impregnată cu acel program. Celulă cu celulă îți faci program și îl scoți afară. Și spune, și apoi este vorba, zic, cum ai înțeles tu fenomenul ăsta de îngrășare în corpul tău, da? Că tu îți suporți corpul, deci ți-l alimentezi și asta. Spune și nesiguranța m-a făcut, adică ne-au făcut practic, spune să ne învelim, da? Deci lipsa de încredere totală în sine însuși, a ființei fizice, da? Ceea ce vedem prejurul lui, deci câmpurile morfice pline de energii destul de grele, da? Este ca și cum ar vrea să se ascundă și a reușit. Dar nu într-un mod pozitiv pentru el însuși, da? Întâi se ascunde înăuntru în stratul de grăsime, știi? Așa, și se simte protejat. Atunci când s-a învelit suficient, descoperă că asta nu e o soluție și caută o alta și găsește jocul online. Da. Sau filme.
Așa. Zic în primul rând, așa, acum o să elimin toată nefericirea din corpul mental și toate rezidurile din fiecare celulă pe care le-a dat această nefericire, da? Deci este ca o materie neagră, da? Da. Și zic, într-adevăr, zic și programul acela care te face să-ți fie frică de viață, da? Zic, ție ți-e frică de viață, ți-e frică de moarte, ți-e frică de tot. Da. Și zic, ți-e frică, dar ți-e frică când ești în corpul fizic, nu-i așa? Și spune că da, dar nu înțeleg de ce. Zic, o să cercetăm imediat. Și zic, toate acestea le elimini întâi ca să pornim mai departe. Le adună și dă afară, cum să spun. Sunt ca niște ghinde, Da. dar ghindele acestea sunt lipite una de alta și formează un gen de conuri, da? Sunt ca, deci și au și un fel de sămânță înăuntru, știi? Da. De conexiune. Deci este ca și cum acest corp energetic ar fabrica deja acești, cum să le spun eu, la formațiunile astea. Sunt oarecum conice, știi, de ghinde de frică și deci lasă în acolo un potențial loc pentru o semnătură prin care cineva undeva dintr-un alt plan, dintr-un alt timp, dintr-un alt spațiu sau dintre ele se va conecta primind această energie compactă Vibrație. la ființa de bază care a emis-o, da? Da. Deci, practic, este ca și cum ar produce un implant, da? Plin de această energie, cineva papă de energia dinăuntru, dar, așa după cum am spus și mai devreme, este o creație proprie, da? Și dacă este o creație proprie, are foton și are semnătură energetică. Fotonii sunt în legătură. De asta noi suntem ca o puzderie întotdeauna. Deci nu credeți că sunteți într-un corp energetic compact și marginile lui sunt regulate cum este marginea, nu, Corpului sunteți. fizic. Suntem un cumul de ligamente, Da. dacă ne analizăm. Deci din fâșii infime, mai subțiri sau mai groase de lumini, care sunt ordonate în oarecare formă, dar nu într-o formă perfect fixă, da? Așa. Ok, Chris. Aici trebuie să scoatem ceva? Asta care genera un Da, program? da, bineînțeles că este un program în derulare. Știi ceva, tot ce simți, care semnătura energetică, acelei bâzdgâne care stă deasupra programului, așa zic, scoate tot afară, da? Și toate emoțiile care sunt în legătură cu asta, da? Da. Zic, la ce trebuie ție să generezi nefericire? Da. Zic, tu ai pornit din sursă să experimentezi ca o parte, sursa infinită a iubirii Plină de necondiționate. bucurie. Da, Și ca o parte din ea, ca să experimentezi, zic, ceea ce este mai frumos. Pentru că ea a făcut tot ceea ce este mai frumos, da? Și zic, atunci ce rost are ca tu, nu știu, să auzi gling. Nu, eu n-am auzit. Și zic, ce rost are ca tu să fii nefericit? Dacă tu însăți ca și suflet ai venit să împrăști fericire și să fii fericire. Și spune așa, da. Ok. A scos tot afară? Da, da. Să le ardă? Le ars. Așa. Acum, Chris, cum stă cu amintirile? Adică stătea bine, am văzut, cu conștiința legătură. Da, stătea bine, da. Uite, mi-arată o viață în care el a experimentat cu tatălui, da? Da. Și spune, uite, să spun și de unde vine o parte a disensiunii pe care o avem noi în fizic, spune. Zice, deci mi-arată o viață în care, nu știu, deci erau cavalerii antici a unui Da. orden.
Și la un moment dat, deci entitatea cu care se... ca roscruciene arată la Da. vești. Așa. Dar sunt într-un loc unde se desfășoară un ritual, știi? Da. Și este un ritual de sacrificiu, pentru că ei urmează să ducă un război. Da. Așa, și deci entitatea cu care s-au conectat le-au cerut în un sacrificiu, da? Așa, și în acea viață, deci el este tatăl, tata este tatăl, iar el este fiul, făcând parte din organizație, da? Da. Mai sunt alți trei fii, da? Da. Dar el este primul născut și deci hotărăște să-l sacrifice, da? Deci este vorba de 7 și 13 sărbători, da, în care fiecare din membrii prezenți la această organizație va da Câte pe un fiu, primul, da. pe primul E născut. interesant cu primul născut, da? Da, da. Mai cunoaștem. Da. Așa. Deci nimic nu nou sub soare cum ar veni. Nu. Și deci sacrificiul nu se făcea prin tăiere sau ucidere Da. pe vreo masă, pe vreun altar, ci prin zidire. Deci l-avem și noi, da? În ăsta. Sacrificiul ăsta. Mitul Ana lui Manole. Da, Ana lui Manol. Da. Deci Și e deci, foarte răspândit, da? Prin da. culturi. Deci văd că efectiv îi zidesc așa și le lasă numai fața afară, știi? Vai. Până decedea să usucă cumva, se mumifică, știi? Da. Și apoi când se mumifică, acoperă și partea asta. Pentru că ea spune că s-a retras de acolo, ca Da. și partea subliminală a avut un aspect acolo. Da. Și s-a Bineînțeles. retras și spune că a retras și a văzut toate astea, spune. Dar zic, uite-te, zic, cine determină pe tatăl tău din acea viață și din viața asta? Să Zic, fac să asta, facă să accepte asta. aceste... Spune, cea cu care ne conectam și aliații lor, adică, știi? Și zic, Dracul. atunci nu este o hotărâre proprie. Da. Și zice, ba este. Zice, uite, să știi că și aici are o marjă de liber arbitru. Și zic, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi refuzat? Spune, ar fi fost dat afară din organizație. Și zic, și dacă ar fi fost afară, ce-l dădea afară de pe ter? Da. Și spune, da, tot ceea ce însemna familia lui depindea de Material. conexiunea, nu numai material, dar pentru că ar fi știut secrete din A. acea A. organizație, ar fi fost lichidat și el și membrii de familie. Și Da, zic, și era mult mai da, bine. asta vreau să spun, poate că Să era mult mai bine ca aceste scăpa părți de. subliminale, în loc să semneze contract cu entități de joasă vibrație, cu tot felul de moșmalăi de ăștia, așa, Da. așa, nu mai bine zic că ieșeau din corpuri și Asta ar continuau. trebui, Chris, să înțeleagă toți cei care urmăresc aceste sesiuni, da? Și fac compromisuri. Adică, na, ca om normal care nu ai informații, care nu ai conștientizat, bineînțeles că li se par că dacă nu fac, eu știu ce înțelegere, compromis, se distruge viața, dar mai departe văzând, deci asta acești oameni trebuie să înțeleagă, toți oamenii, da? Păi vezi tu, eu cred că nouă oamenilor și umanilor în general care am fost supuși la astfel de experiențe, ni s-a luat întâi demnitatea de a trăi și demnitatea de a muri. Da, și tot timpul constrânși am fost ca să semnăm, să facem aceste înțelegeri, constrânși înainte, da? De situații care omul a crezând că, cum să zic, îi se întâmplă ceva foarte rău în acea viață, acceptă orice. Da. Nerealizând pe ce durată, că își pecetluiește practic linia temporală, să zicem, da? Da. Destinul. Da, ok. Și zic, tu aici îl condamn, da? Și ai purtat ura asta cu tine, așa că dacă n-ai fi generat-o aici și tu, că și tu ai avut o alegere, să nu-ți urăști tatăl după acea viață pentru alegerea. Zic, tu ai făcut Făcută. alegerea corectă? Și spune nu.
Și zic, atunci de ce te uiți în grădina vecinului cum ar veni? Așa. Zic, vezi, practic suntem supuși din cauza câmpurilor morfice în care ne scăldăm, ca și părți subliminale, unei serii greșite, informații greșite. Ne conectăm la ceea ce nu trebuie. Și zic, gândim cu mintea fizică care este călărită și interferată de către tot ceea ce s-a putut Există, inventa de către da. entități și nu gândim cu mintea din inimă, da? Și zic, ești acum perfect conștient că nu există niciun grad de vinovăție al tatălui tău față de tine și a ta Da. ca parte subliminală față de el, pentru că și tu îți faci un complex de vinovăție, da? Adică îl respingi la asta, dar ai momente când regrezi, da? Da. Și zic, tu știi că până la urmă noi ne modelăm oamenii din jurul nostru așa cum dorim noi? Și spune cum adică. Și zic, uite-te la un tablou în care tu emiți energie benefice spre tatăl tău, da? Deci prima dată lovești pe el, da? Îi faci găuri, așa? Așa cum și el la rândul lui te lovește pe tine în corpul energetic și îți face găuri ca Deci gloanțele, da? daune Da. reciproce, da? Reciproci. Și zic, și apoi ce hrănești? Hrănește entitatea de pe el. Zic, îți place să o hrănești? N-ai avut destul de hrănit cu ale tale? Mai hrănești pe altora? Și spune, da, așa este. Zic, acum pune-te într-o situație, creează o situație în care tu emiți iubire, da? Și dacă nu poți iubi undeva, că nu te obligă nimeni, da? Până la urmă și a iubi este tot o opțiune, da? Alegere, da. Așa, dacă simți că nu poți iubi pentru că câmpul energetic de iubire Nu-mi nu se permite. pupă, nu-ți permite. Așa zic, măcar respectă și dă-te la o parte, da? Adică, practic, este cea mai bună, o stare de echilibru. Aș traduce eu de indiferență. De indiferență, cum să spun, conștientă. Așa. Bun. Și zic, Se taie acum și legăturile, nu? așa le tai și acum și definitiv zic, hai să spargi aceste egregori dintre tine și tatăl tău. Zic, din partea sorei tale, zic că a fost spart, da? Rezolva, da. Da. Zic, cine vă induce și ție și ei, așa să vă uitați la filme de groază la, și spune întunericul acela care exista în noi. Deci materia neagră care există mai mult sau mai puțin în fiecare la urma urmei, Da. pentru că două peste noi cu ea, există în mâncare, există în băuturi, există Peste în ceea tot, ce în orice. respirăm, există peste tot. Principalul este să știm, să fim conștienți, să o respingem și să ne curățăm în permanență. Da. Așa. Deci a Și făcut, a tăiat legăturile. da, vezi, tu zic până tu, ca și ființă fizică, n-ai emis vibrații, da? Practic unde mentale emiți în corpul fizic, da? Așa. De joasă vibrații care, zic, se transmit, parazitează mintea cum ar veni sufletul, da? Așa, prin aceste vibrații, ca și cum blochează, da? Îl curentează când emite, limitează. Așa, când emite astfel de vibrații. Și zic, deci, pe viitor trebuie să fie o răsucire la 180 de grade, da? Da. Zic, acum, acum, nu când mergem după matrici, eu știu că ești gata. Acum, în fața mea, scoți toate programele în legătură cu jocurile online, da? Da. Dependență, tot ceea ce este. Deci, le dezinstalez definitiv cu toate subprogramele și fișierele lor. Totul afară acum. Dacă vrei, bineînțeles, da, spune că vreau. Și zic, fii atent, că ai două opțiuni aici, da? Opțiunea este, dacă vrei să mai reinstalezi cândva, da? Deci chiar există această Da, opțiune. știu Deci, că spui. așa. Deci este ca și cum ar lăsa un hint, știi? Cum să Să spun, o se mică re... memorie acestui program, știi? Și spun nu, afară tot. Deci pifează, nu. Da. Că nu mai
să treci prin experiența asta, da? Zic că închipuiește-ți experiența asta ca un cerc, da? Tu te duci pe partea dreaptă a cercului, cazi în mijloc, unde în mijloc este conectarea ta la așa. Iar te duci pe partea, iar cazi. Zic acum, desfă cercul ăsta, rupe-l în două și fă linie, da? Și din linia asta zic că fă linia ta pe care ai să experimentezi conform programului original în interesul tău, pe care o să-l aducem imediat. Deci vine de pe o planetă care se numește Taiana. Da. Este în... constelația lui Ahile. Na. Na. Așa. Deci... este că trebuie să văd eu ceva pe da, aici. Da. Imediat mă dezlegesc. Așa. Are, sunt 18 planete. Este una foarte mare ca asta de pe care vine. Da. Se numește Tigel cu Y. Sialius. Norme. Da. Olmota. Da. Astea sunt planetele, da? Din cele 18. Da, astea sunt cele mai mari, da? Deci ar fi, să spunem, 6 planete mari și celelalte, deci sunt încă de două mărimi. Da. Ar fi mari, medii și mici. Așa. Bun. Acolo avea un nume, adică nu acolo, are un, dacă poți să iei numele de spirit. Nosiac. Nu? Cu S sau cu C? Nosiac. Aha. Nume de spirit, da? Da. Ok. Face parte din emanația 3. Ah. Deci emanația 3 este cea cu suflet, așa spune. Da? Da, primele două emanații nu sunt. Da. Suflete. Da. Și zic, consider că mai există ființe care sunt făcute numai din spirit, adică perfect spirituale, nu în sensul Da. așa, care sunt bune pentru noi cu, spune, nu pentru că ele au fost ușor pervertite. Neavând suportul, știi, triadei, legarea de un suflet și de o conștiință, spune, mănunchiuri, mănunchiuri, deci eu le văd pervertite, contaminate. Deci, Cristina, practic, sursa a făcut o primă emanație, care a fost doar spirit, sau și așa, spirit și conștiință. Spirit și conștiință, Așa. Care, așa. Practic, prima dată, emanația este numai spirit pur. Înțelegi? Conștiința se leagă de acea creație. Da. Capăt o anumită formă, așa văd. Da, emanația 2. Așa, asta se spun. Deci este prima emanație, este ceea ce spunem noi că sunt corpuri cerești. Emanația 2 sunt ființe mari care se pot divide așa în ființe mai mici, adică un spirit mare, da. Nu, nu avem legătură cu sufletul. Nu, emanația vorbim 3. De emanația 2. Emanația 3. Da. 3 este cu, asta. Da. Da. E, și atunci sursa, probabil, că a văzut că aceste două emanații n-au fost perfecte sau nu au parcurs, ele au fost perfecte. N-au parcurs deci, programul, vezi, traseul care trebuia să-l parcurs. Nu există nimic greșit, nicio experiență și nu există nimic care să nu fie perfect. Da, m-am exprimat greșit. De, Iar apoi a simțit nevoia să
facă altfel de emanație, da? A Da? treia. Rupând din centru ei și atașând la emanație. Deci, dacă spiritul în sine este emanație, ceea ce este sufletul este o bucată din ea direct. Da. Fără să emane, să Da. prelucreze. Înțelegi? Mai este și creația, să zicem, emanația 4? Ce ne spune dacă știe? Dacă văd că partea asta subliminală știe lucruri. Nu. Nu. Deci asta este ultima emanație, 3, din care sunt, facem și noi parte. Da. Ok, Cristina. Hai să-și caute matricea originală. Adică există emanațiile 4, 5 și 6, dar nu cred că-ți place să știi ce sunt, că nu s-a ei. Ah, nu, sunt Da. alea ale Da. conștiinței, da? Da. Negrit, ce s-a desprins. Nu. Așa, Chris, să-și caute matricea originală. Și a găsit-o, da. Să intre în ea și prin ea, alături Hai, de tine, veniți da, aici și acum. da. Mi-a spus că, uite, mergem în dărăt spre voi. Și mi-a arătat un munte din Afganistan, numai chiar trece. Da. Spune că a fost un regat Da. și el a fost responsabil. Aproape rege, zice. Da? Da, aproape. Deci următorul după rege. Da. Spune că ne-am uimit și ne-am uimit mult să înțelegem că fiecare fir de praf pe care îl călcăm sub picioarele noastre practic este ori un fir de ADN, ori o mărturire istorică, spune. Și spunem, practic, asta este o lume structurată, o cenușă deasupra celeilalte, da? Și spune, cum vreți ca câmpurile morfice, asta, și asta ține Matrix-ul, vezi? Da, da. Deci, de sub picioare și dinăuntru, da? Pentru că lumile josnice se bucură de acest strat, Da. da? Îi ține legați acolo. Așa. Gata, suntem aici. Cristina, să precizăm. Adică ce să precizăm? Că trebuie să-și declare suveranitatea, da? Da. Deci, aici și acum unde suntem, spune că încetează. Acum și definitiv. Orice contract îl arde, spune. Făcut cu orice ființă de joasă sau de înaltă vibrație, din orice timp, spațiu sau loc, de pe orice linie temporală, din trecut, prezent și viitor, adevărată sau falsă, dintre timpuri, dintre spații, care nu are în vedere cel mai bun interes al ei ca și partea subliminală, da? Asta nu înseamnă că este un act de egoism și noi obligăm partea subliminală, că mâine poi mine parcă așa, Da. așa, anulez, nu fac Da. program. Că noi despărțim partea subliminală de ființele care sunt cu adevărat luminoase, nu? Păi când acea ființă, deci, are în altă vibrație, ce înseamnă? Asta înseamnă că este om sau umanoid ca și tine, da? Da. Și te-a făcut, te-a păcălit cum păcălesc destui, da? Da. Te-a făcut să accepti un contract sau ceva ți-a făcut. Da. Atunci... Așa. S-a trezit? Chris, te-a scos? În creier mi-a sunat. Am pus mâinile pe... Aici mai este. Asta este. Te-a scos? Da, ar trebui să închizi și să tai partea bine. Asta. Că doar Doamna este cu noi în sesiune. Bine, închid. Da.